la Descripție Moldavie, emisiunea care pune în aceeași farfurie pofta de călătorie și a noastră gastronomie. Azi am pentru voi două întrebări. Prima dintre ele, care este cel mai întins oraș din țară? Nu. Nu e Bucureștiul și nici Clujul și nici Iașul și nici Timișoara și nici Constanța. A doua întrebare. Cum se numește această plantă? Nu, nu e brusture și nici patragină. Rețeta de azi are la bază o plantă vedetă în gastronomia britanică și germană. De curând, rubarba a cucerit cu gustul ei acrișor și bucătăria românească, începând cu Ardealul. Dar asta nu înseamnă că nu o găsim și prin părțile Moldovei. Pentru a afla rețeta unui desert savuros cu rubarbă, am ajuns la Broșteni, un oraș de munte aflat pe hotarul dintre județele Suceava și Neamț. Greu de crezut, dar cât se poate de adevărat, este localitatea cu cea mai mare întindere din țară. Cum e posibil ca Broșteniul să fie mai mare decât capitala, vă veți întreba. Explicația o găsim în amintirile lui Creangă, care descrie așezarea astfel. O casă aici, sub tihăraia asta, alta dincolo de Bistriță, sub altă tihăraie, mă rog, unde i-a venit omului la îndemână să-și o facă. La Broșteni a făcut școală Ion Creangă până să ia râie de la caprele Irinucăi. Mai departe știți ce s-a întâmplat. De pe un astfel de povârniș a împins Nică bolovanul direct spre caprele și casa Irinucăi. Urmează rețeta emisiunii. Tartă cu rubarbă, gătită la o pensiune cochetă din orașul Broșteni. Rubarba este așadar ingredientul vedet al rețetei de astăzi, pe care o împărtășește cu mine, doamna Luminița. Mulțumesc tare mult că mă primiți în primul rând în pensiunea dumneavoastră. Este superbă. Mă simt aici un pic ca în Austria, un pic ca în Franța și un pic mai mult ca în România, dacă e să mă uit la ceramica frumoasă din fața noastră. Cu mult drag am acceptat prezentarea acestei rețete. Fiți bineveniți la noi. Rubarba, așadar. Recunosc că nu am gătit niciodată cu rubarbă, ba chiar nu aș fi recunoscut-o dacă mi-ați fi arătat o grădină și nu mi-ați fi spus ce e. Aș fi zis că e brusture. Da, seamănă. Într-adevăr că seamănă frunza de rubarbă cu frunza de brusture. Cum a ajuns rubarba în grădina dumneavoastră și în bucătăria dumneavoastră? În copilărie nu auzisem nici eu de așa ceva și chiar în prima mea tinerețe nu știam nimic despre rubarbă. Când am născut cea de-a treia fată a noastră, o prietenă de-a mea a venit la mine la maternitate și printre alte bunătăți mi-a dus un borcan de compot. Și când am băut din acel compot, n-am deslușit din ce este. Da, da. Mi-a plăcut foarte mult și m-a răcorit foarte bine și m-am simțit bine după acel compot. Și tot prietena mea mi-a făcut legătura cu singura femeie din zonă care avea rubarbă în grădină. Și nu dădea, pentru că nu avea nici ea multe tufe. Și pentru faptul că mă cunoștea, mi-a dat o rădăcină de rubarbă în anul 1990. De atunci am rubarbă în grădină. Am înmulțit-o și este vedeta primăverii. Printre primele plante care ies în grădină, rubarba, cred că este prima, apoi leușteanu și le urmăresc, toate le valorific așa cum trebuie. Acum nu este chiar ceea ce ar trebui să fie, că e prea puțin crescută tulpina. Ea crește mult mai groasă și mai lungă, dar pentru a vă prezenta o rețetă de primăvară și cu rubarba pe care o ador și o folosesc la multe preparate de ale noastre, dulcețuri, compoturi, acrim și ciorba, dar la tartă o să vedeți că este minunată, gustul acrișor și astăzi să o combin și cu mere. De la
barbă se folosește, de fapt, doar tulpina. Frunzele nu sunt comestibile. Ba chiar sunt toxice, am auzit. Da, da, trebuie să le îndepărtăm și să curățăm această pieliță. Hmm. Pielița nu are un gust bun sau ea rămâne, e mai lemnoasă? Vițoasă, așa, da, și nu trebuie să rămână în preparat. Da. Doar aceste tije, care sunt așa, ca un miez. Vedeți că are un miros specific. Miroase foarte răcoritor. Proaspăt. Proaspăt, da. Astea le curățăm așa. Acum, dacă am curățat-o, o să o tăiem în felii. Nu prea subțiri, la dulceață o tai mai subțire. Dar acum, pentru tartă, o să o tai așa mai grosier, ca să rămână ceva din ea, să se simtă. Îmi dau seama cât de proaspătă e după cum se aude. Da. Puteți să și gustați. Doar și vedeți că ea este comestibilă și așa. Și așa. Copiii o adoră, îi spun măcriș. Și vin să le dau tije să mănânce. E așa, foarte acrișoară. Măcriș. O să pun aici. Și acum o să curăț și măr. De are fapt, un gust special, nu pot să-l las să mănânc cu nimic altceva. Da, v-am spus că are un gust special, dar în preparate nu se simte o aromă anume. Cu toate că vedeți că și mirosul este destul de pronunțat acum. Folosiți merele cu tot cu coajă. Cu tot cu coajă, dacă sunt mere sănătoase, frumoase, folosesc cu tot cu coajă, pentru că se păstrează și vitaminele, și fibra, și aroma. Și acum punem puțin zahăr cu scorțișoară. Și chiar și puțină vanilie. Am aici, nu punem prea mult. Lăsăm așa. Presupun că vor lăsa și puțină zeamă. Vor să lase puțină zeamă, dar zeama rămâne în castron. Acum o să separăm ouăle. Este foarte bună și chiar hrănitoare și indicată și pentru copii. Chiar și copiii micuți pot mânca, nu punem nici prea mult zahăr. Se păstrează dulceața de la mere. Mă gândesc că e un desert extraordinar pentru zilele mai călduroase. Da. Având în vedere gustul răcoros al rubarbei. Astăzi, chiar dacă este o zi de primăvară, noi avem parte de o zi mai mohorâtă, dar dacă ar fi fost ieri alaltăieri, cu siguranță ne doream o tartă cu rubarbă, așa, gustul dulce acrișor. Acum, dacă ne-am luat după temperatura de afară, cred că am fi preferat și o tartă cu magiun și cu nuci, o tartă de aia mai de iarnă. Mie dați-mi orice fel de tartă, în orice anotimp, că sunt fericită. Cred că, până la urmă, oricine e fericit cu orice, dacă este făcut cu suflet ceva bun. Și este bun, sigur. Am separat ouăle. În albuș o să punem puțină sare și batem albușul spumă. Îl batem prima dată doar cu sare, până când se spumează bine, după care punem și zahăr. Vă propun ca la bătut albușurile să facem cu rândul, ca să nu obosim. Păi, uite, acum o să îți dau să mai bați puțin, după care o să încep cu să pun dreapta, zahăr. Eu voi bate cu stânga. Nici o problemă. Fiecare tehnici diferite. E foarte bine și așa. Și chiar aveți dexteritate la bătut. Înseamnă că faceți acasă dulciuri și o să vă fie de folos rețeta mea. Desigur, îmi notez toate rețetele pe care le aflu în emisiune și pe toate le încerc. Acum eu o să tot vin cu câte o lingură de zahăr. Am pus 5 ouă, o să pun 5 linguri de zahăr. Ușor de ținut minte, 5 cu 5. Da. Da, să mai bat și eu un pic acum, ca să fie bătut mai tare. N-am fost atentă. Ați pus 5 linguri de zahăr? Am pus, sau... și o să mai pun una acum. Am pus 4 și o să mai pun una.
Unele gospodine pun un pic de sare și în gălbenușuri pentru a intensifica. Da, având în vedere că acestea culoarea. Sunt foarte galbene, că sunt ouă de casă, nu am mai pus sare, am pus sarea în albușuri. Dar să știți că și eu obișnuiesc. Urmează uleiul, da? Da. După ouăle bătute cu sare și zahăr, acum urmează ulei. Ar trebui tot cam 5 linguri de ulei. Normal este bine să fie pus și bătut în continuare, dar pentru faptul că am început să pun și ca să nu tot plimb multiorul cu ulei, l-am pus tot. Începătorilor nu le recomandați să pună uleiul tot. Ba, pot să-l pună tot, dar să-l repartizeze uniform pe toată suprafața și după aceea când se apucă de bătut să se amestece peste tot. Că dacă va fi pus tot într-un loc, atunci el nu se dispersează uniform și s-ar putea să se lase compoziția. Eu deja de acum nu mai bat așa puternic, vedeți? O să bat de jos în sus sau de sus în jos pentru a nu se lăsa compoziția. Să se mențină bulele de aer din albușul bătut. Dacă batem prea vârtos, distrugem bulele și nu mai ies așa pufos și crescut. Nu tot timpul bat așa la mână, chiar bat și la robot. Și atunci bat mult mai, spuma mult mai tare de la albuș și nu mai pun nimic de crescut. Crește exact din bătutul albușului. Acum nu am bătut chiar suficient albușul și o să punem puțin praf de copt. Acum o să punem și apă minerală. Apă minerală? Apă minerală, da. Una, două... 3, 4, 5, mai punem una. Apă minerală pentru un surplus de bule, presupun. Un surplus de bule, dar și pentru a nu fi atât de concentrat doar cu ouă. Punem și uleiul pentru frăgezime, să nu fie uscat pandișpanul. Și apa și are rolul de a face tarta mai moale. Dacă ar fi numai cu ou, fără ulei, fără apă minerală, cum se face de regulă la blatul de tort, atunci este prea viscos. Blatul de tort îl însiropăm. Am putea însiropa și această tartă dacă vrem, dar ea oricum ia un pic din sucul de la fructe și cu uleiul și apa ce am pus-o în compoziție va fi perfectă. Îmi spuneați că dacă ouăle sunt bătute așa cum trebuie și dacă gospodina are suficientă experiență, nu e nevoie de praf de copt. Nu este nevoie, nu. Dar o de data asta de puneți pentru că prezentăm rețeta nu am bătut tuturor, inclusiv începătorilor. Așa este și nu am bătut suficient albușul și mă gândesc că și unele gospodine care nu au un robot să le bată robotul așa cum trebuie, n-ar avea răbdarea necesară sau timpul necesar să bată o spumă foarte tare. Și atunci putem pune puțin praf de copt. O să pun o linguriță de praf de copt, cam jumătate de pachet. Aici am avut pus un pachet întreg, dar la compoziția care este nu e necesar un pachet. Jumătate este suficient. Vom amesteca praful de copt în făină. După care... tot punem câte o lingură, două. Aici ar trebui să punem cam 8 linguri. Uh-huh. Normal, dacă n-am fi pus ulei și apă în compoziție, câte ouă, atâtea linguri de făină. Dar pentru că am pus și ulei și apă, atunci dublăm cantitatea de făină, cred că undeva la 10. Dar ne dăm seama și după compoziție. Am pus două. Acum mai pun încă două. 3 și avem 5. Vedeți, amestec așa de jos în sus ca să ridic aluatul în sus, nu bat, tocmai pentru a nu distruge bulele de aer. 7 linguri cu vârf sunt suficiente.
Care ar fi consistența perfectă? Cum ar trebui să se simtă? O să vedeți acum, când o să fie gata, mai amestec puțin. Trebuie să rămână moț. Aha. Vedeți? Când las să curgă, să rămână un moț. Să nu se lase tot. Acum o să punem compoziția în tavă. Eu am pus hârtie de copt. Și o să punem. E nevoie de creativitate. Într-adevăr că este nevoie de creativitate în bucătărie. Ne adaptăm. Uitați, așa trebuie să curgă. Dacă rămâne puțin aluat, el se rupe singur. Aha. Atunci știm că e bună compoziția. Bun, acum o întindeți pe toată suprafața. Exact ce spuneați cu uniform. Uitați că și aici este un secret la colțuri. Dacă hârtia rămâne ridicată, va fi puțină compoziție și este doar o crustă. Trebuie să o așezăm bine compoziția și pe colțurile. Tăvii că hârtia rămâne, nici n-am împăturit-o eu chiar foarte bine. Aici o să o așez. Uitați așa, îi facem cute și așezăm bine compoziția. Așa. Pasul următor. Acum o să luăm fructele, mărul și rubarba și o să punem o lingură, două de făină peste fructe. Să știți că n-am furat nimic de acolo. M-am abținut cu greu. Dar sunt toate feliile de măr și toate cubulețele de rubarbă. O să aveți timp să savurați un măr și chiar și rubarbă. Cât timp o să stea tarta la copt? Uitați, amestecăm așa, pentru ca sucul lăsat de fructe să fie încorporat în făină și să nu se lase fructul chiar la baza tartei să rămână telcioasă. Și o să facem așa. O să punem mere. Aici intră în acțiune simțul estetic. Da, păi trebuie să avem și simț estetic. Nu se poate altfel. Merge la cuptor, cuptorul la 170-180 de grade, cu ventilator, la cuptorul electric o să coc, aproximativ 35-40 de minute. Recunosc că îmi va fi foarte greu să găsesc măsura când vine vorba despre această tartă, i-am pus gând rău. Poate fi mai plăcut decât un astfel de moment de răgaz. Cântă păsările, pădurea e aproape un adevărat colț de rai aici la dumneavoastră. Și în plus urmează să savurăm ceva foarte bun, ceva foarte gustos. Într-adevăr, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu așa un colț de rai. Totul este ca noi să primim ceea ce ni s-a dat și să punem în valoare. Noi avem pensiunea deschisă din 2006. Ne-am transformat casa în pensiune și încercăm să ne întâmpinăm oaspeții
cu fel de fel de bunătăți. Prăjitura, tarta arată extraordinar. Ați și tăiat-o, ați prezentat-o foarte frumos. Iar aici ați pregătit alte bunătăți la baza cărora stă rubarba. Da. Aceasta este dulceață de rubarbă cu trandafir, cu petale de trandafir. Noi avem în curte și trandafir de dulceață. Iar aici... Da. Este dulceață de rubarbă cu mentă. Ce combinație! Știu, rubarbă și mentă. Asta a fost ideea mea, pentru că noi avem o mentă foarte bună în grădină și cantitate destul de mare și în completare mai are mama mea și mai multă. Și atunci m-am gândit să o valorific și această mentă în combinație cu rubarba. Așadar, din rubarbă putem să facem dulceață, putem să acrim borșurile, da, cu rubarbă, se poate mura. Am înțeles. Nu am încercat să o murez, facem compot. Am încercat altceva să fac, n-am făcut murată, dar am făcut o băutură. Așa, cu pălincă, da, miere și rubarbă. A ieșit o minunăție și este și sănătoasă. Iar deserturile cu rubarbă se dovedesc niște adevărate delicii în zilele de primăvară și de vară.